Bine ați venit la Stax Info cu Daniela Esca. Mă gândeam că ar fi util să vorbim despre alegerea învelopelor de off-road sau pentru mașinile de teren care merg și pe drumuri accidentate. Cea mai bună alegere de anvelopă din punctul nostru de vedere pentru o mașină care merge 60-70% din timp pe asfalt și 20-30% în teren accidentat, dar, na, repet, o mașină care merge pe asfalt, nu o mașină de concurs, am alege o variantă de anvelopă ranforsată all-terrain. Pentru cine își dorește un look mai agresiv și să zicem că în timpul ăla de 30% vrea să facă un off-road mai îndrăzneț, am alege o variantă de mud terrain. Producătorii sunt foarte mulți și nici nu stau să vă propun eu acum sau să vă recomand un anume producător. Fiecare alege și discuțiile sunt foarte, foarte multe pe tema producătorului de anvelopă, dar încercăm să vorbim aici despre design și despre tipul de teren și cât la sută să îl folosim pe asfalt și cât în teren. Bun, deci am rămas la mud terrain, de unde se poate merge mai sus pe o anvelopă Simex sau Booger sau celebrele Maxi Strepador, acum foarte mulți oameni le folosesc, care sunt recomandate pentru teren 100% sau 80%, mai spun unii oameni. Mare atenție la carcasa anvelopei sau la tipul de construcție, mă puteți corecta aici dacă sunt oameni care se pricep mult mai bine în discuția asta despre anvelope, vă așteptăm comentariile și miturile pe care le-ați auzit despre anvelope. Mare atenție la construcția anvelopei, că există, noi am aflat pe bugetul nostru, ca să zic, că există anvelope radial și anvelope bias. Acum mai nou, de când trepadorul ăsta vine tare pe piață în România, anvelope bias, care sunt întărite cu sfoară și nu cu sârmă, cum sunt cele radiale. Mare atenție la lățimea lor, la dimensiuni, la ce tip de jantă recomandă producătorul anvelopei. Le puteți găsi pe internet foarte, foarte ușor aceste informații. Mare atenție la ce alegeți. Dacă puneți anvelope foarte mari, automat vor trebui schimbate și rapoartele mașinii pentru a putea să le ducă, cum se spune în limbajul nostru, de băieți care merg la off-road de mall, adică na, off-road ăsta de camping, de explorare, de grătar. Nouă ne place grătarul, ați văzut. Sperăm să ajungem cât mai repede cu Toyota în teren. Cam asta am putut să vă spun despre anvelope. Vă recomand să nu folosiți foarte mult anvelopele astea de concurs de tip Simex sau Booger pe asfalt, pentru că aderența este scăzută. În teren, cu cât distanța este mai mare în crampoane, între crampoane și crampoanele sunt cât mai înalte, cu atât aderența este mai bună în teren și mai scăzută pe asfalt. Dacă aveți mituri, încă o dată vă spun, nu uitați, lăsați-ne în comentarii și discutăm despre ele într-un episod la Stax Info. Dacă v-a plăcut, share, like și subscribe, clopoțel, pentru a fi notificați de fiecare dată când apare câte un episod. Băi, ai dormit, mă?